Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, numai în perioada ianuarie-iulie 2014, polițiștii rutieri au constatat 66 de infracțiuni pe linie de alcool și 7 pentru refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. Pentru a preveni evenimentele nedorite și pentru a nu deveni victima unor astfel de infracțiuni, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj atrage atenția conducătorilor auto că asemenea practici pot pune în pericol viața lor și a celor din jur. Dacă urcați la volan după ce ați consumat alcool, există riscul să vă accidentați, fie pe voi înșivă, fie pe cei dragi. De asemenea, există riscul de a fi sancționați de polițiști sau chiar arestați pentru că ați condus în stare de ebrietate. Dacă vă duceți la prieteni sau la cină sau ieșiți la masă în oraș sau pur și simplu ieșiți să beți ceva, este important să stabiliți de la început ce persoană va fi șoferul pe drumul de întoarcere, care va consuma doar băuturi non-alcoolice sau dacă aveți la îndemână numere de telefon pentru a comanda un taxi. În consecință, mesajul este clar. Alcoolul și volanul nu se amestecă. Se arată în comunicatul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.